Bine v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online cu un vechi colaborator al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, al revistei și editurii Caiete Silvane, un om parcă aflat tot timpul în mers precum într-o reclamă. Flavius Lucăcel, bine ai revenit. Mulțumesc, Daniel. Bine. Un om în mișcare, te miști tot timpul și mai ales te miști pentru Sălaj, pentru un concept. I-am spus noi Edenul din Silvania, e Silvania ta dragă, alunișul unde te-ai născut și unde te întorci de fiecare dată cu plăcere. Da. E satul în care, eu zic că mi-am format caracterul, am înțeles că am cum stau lucrurile cu viața, am învățat să muncesc temeinic, taică meu fiind pietrar și zidar, și punându-mă la lucru de mic. Deci nu-i cum să acum copiii mei, că nu lucrează, nu le dau nimic de lucru. Eu am primit de lucru de la 6-7 ani și nu a fost nicio problemă. Tu activezi pe două planuri, distincte oarecum. Pe de o parte activitatea de dramaturg, iar pe de alta cea de pictor, de artist vizual. Astăzi o să vorbim mai mult despre această componentă, pentru că după ce anul trecut Silvania ta sau Silvania noastră, noastră a ajuns la Madrid, în Franța, anul ăsta încercăm să ajungem la Veneția, în care să ducem frumusețea spațiului sălăjan, frumusețea femeilor sălăjence, prin pictura ta. Da. E o propunere, exact cum ai zis tu, și ai zis-o foarte frumos, că ai descoperit o latură feminină a creației mele în momentul ăsta. Asta era scopul. În ultima piesă scrisă de mine, Singurătatea pietrelor, era tot o temă feminină, tema femeii singure care rămâne să gestioneze problema, era vorba despre un copil cu dizabilități. Nu spun că e o regulă și că e ceva general, dar în multe cazuri femeia rămâne să gestioneze problemele de educație a unui ajutor, a unui astfel de copil cu nevoi speciale. Și m-am gândit de mult timp la, când am început proiectul, tot pe baza sensibilității primite, pe baza lucrurilor pe care le-am descoperit alături de femeile din satul meu, de mama, de vecinele noastre, de felul în care lucrau ele, de manualitatea lor, de manualitatea tatălui meu cu piatra. Am zis că ar fi fain să spun o poveste despre tot ce făceau ele și de tot ce pare acum a fi inutil. Practic, aceste obiecte au devenit așa, nu mai prea au utilitate, cândva ele împodobeau casa, erau lucruri pe care le foloseau chiar în ritualele de trecere, se ornamentau. La noi oamenii erau, se făcea prohodul șură și se puneau covoare pe, sau la nunți. Și am zis să fac pentru Veneția, să facem, să, de fapt noi am lucrat împreună la conceptul ăsta, tu m-ai ajutat foarte mult, să încercăm să strângem un pic și filozofic și sociologic și antropologic toată povestea în jurul frumuseții interioare și exterioare a femeii, a spațiului în care ea locuia, femeia pe care i-am lăsat-o în satul meu, o femeie care începea să muncească manual de la 9-10 ani și care învăța să-și pregătească spațiul în care urma să locuiască. De fapt, nu era doar o pregătire a spațiului interior, era și a spațiului exterior și era o pregătire spirituală. Normal că am evoluat, facem altceva, toți facem altceva, și noi și soțiile noastre și femeile din jurul nostru. Nu vreau să spun că ce făcea atunci este fundamental pentru a supraviețui sau pentru a ne exprima sau pentru a exprima ce suntem. Spun doar că pentru mine a fost fundamental. Pentru alții va fi fundamental altceva. A fost o lume a satului românesc care evident nu mai există. Și tu încerci să o aduci în atenția noastră a iubitorilor de pictură și nu numai a iubitorilor de pictură, a celor care încearcă să se întoarcă la ceea ce a fost odinioară zestrea, rostul satului. Astăzi nu cred că mai putem vorbi despre rost.
nu mai putem vorbi în sensul în care eu pun problema în lucrările mele. Și mai încă un lucru pe care trebuie să spun, tot împreună cu tine am încercat să legăm Silvania, am ajuns la conceptul de Silvania, de Veneția, de frumoasa venețiană, de frumusețea ascunsă sub voal, de misterul creat de voal, mireasa, chiar femeia în lumea arabă, frumusețea ascunsă prin mijloace, să zic așa, nu spirituale, ci efectiv, prin material, prin materialitate, prin voal, prin borangic, prin cipcă, prin neț, cum zicem noi, prin toate aceste materiale, care nu ne lasă să vedem în ansamblu profunzimea, dar noi o descoperim în interior. Deci noi știm că e acolo, urmează să o descoperim, e un drum lung să descoperim acea frumusețe și în special și în primul rând, eu zic că e fundamentală cea spirituală și bunătatea. Eu nu mai cred în oameni inteligenți care pot să salveze ceva. Eu cred în oameni buni care pot să salveze ceva. Oameni inteligenți sunt foarte mulți, da, oameni inteligenți. Dar foarte mulți sunt răi. Și atunci n-ai ce să faci cu ei. O noutate pe care cred eu că o aduci prin picturile tale este această folosire a obiectelor casnice, fie ele ceremoniale sau pur și simplu din viața de zi cu zi, pe care le transformi în picturi care deschid totuși o altă lume. O lume a bunătății, a înțelegerii. Ziceam undeva că e o lumină blândă acolo la tine, adică cumva ești interogator. Pe de o parte, evident că ești nostalgic, ești melancolic după acea lume care, firește, nu mai există, dar în același timp există o speranță, există o lumină, cum ziceam, o lumină blândă spre un viitor pe care îl putem construi împreună. Da. E o temă profundă asta de meditație și largă, da, e foarte largă tema. Femeia despre care vorbesc eu chiar există din ce în ce mai puțin. E o chestie greu de explicat ce vreau să spun. Practic, e o metaforă. Și iar, din nou, o chestie foarte greu de înțeles, pentru că eu efectiv simt că duc aceste femei, care nu sunt numai din satul meu, sunt și din Târgu Lăpuș, din Bistrița. Deja am lărgit aria de colectarea materialelor și de folosire. Am ajuns foarte departe, în Apuseni, în Cluj, în Maramureș. Și simt că, într-un fel, le duc la Veneția pentru prima dată, pe nici nu au imaginat vreodată ele în timpul vieții, nu mai există, mare parte din ele nu mai sunt, că vor ajunge prin ceva făcut de atingerea lor a unor materiale, vor ajunge să fie expuse în Veneția. Suntem expunem împreună, cum ar veni. Da. Silvania lui Flavius Lucăcel va ajunge așadar în luna august la Institutul Cultural Român din Veneția, unde vom duce mesajul despre care am vorbit astăzi, mesajul unui pictor, artist vizual, născut în județul Sălaj, dar care, și din punctul meu de vedere, a depășit această zonă, să spun, strict localistă. Sigur că te referi tot timpul, te sincronizezi sau îți aduci aminte de spațiile natale, dar cu siguranță, zic eu, mergi mai departe decât asta. Păi, acum am fost la un film, la Născuți Asasin, al Oliver Stone, și una dintre întrebări a fost, foarte interesant, una dintre întrebări a fost, i-a pus cineva o întrebare, de ce nu faci filme și despre alte sisteme, cum ar fi cel chinezesc sau cel rusesc? Și el a zis, n-are rost, pentru că nu cunosc acele sisteme, eu fac filme despre lumea pe care o cunosc. Ar fi culmea și eu să mă apuc acum să încep să construiesc niște lucruri foarte postmoderne despre New York, despre ce New York. Am stat un an în America, în Philadelphia. Nici măcar am fost de două ori în New York. Deci n-am stat, să zic, trei săptămâni. Ce aș putea să spun? M-aș documenta.
tot ar fi artificial. Putem face orice, artistul poate să-și imagineze orice. Dar de ce să pierd timpul cu așa ceva când eu trebuie să exprim ceva ce se pierde dintr-o lume pe care o cunosc foarte bine și care m-a emoționat toată copilăria și care mă urmărește, de care nu pot să scap. Nici nu vreau să scap, dar zic, nici nu pot. Atât de... eu le văd pe femeile, mă duc prin sat și chiar că nu mai sunt acolo, le văd acolo, vorbind, lucrând, muncind. Era un spațiu edenic pentru mine, paradisiac. De asta am zis Edenul din Silvania. Era așa o găselniță, Edenul din Silvania. Fiind și copil, sigur că idealizez. Normal, toți copiii, tot. Și în perioada comunistă, noi idealizăm. Mulți spun lucruri, da, într-adevăr, a fost oribil. Dar pentru noi, ca și copii, copil liber în pădure, mergeam la școală cu colegii, da, se stingea lumina, ne distram, puneam nu știu ce cu taică, mă făcea dintr-un o improvizație cu ulei și făcea lumina. Am trăit liber și fericit. Astăzi ești liber? Sunt la fel de liber și astăzi, mă bucur de colaborare perfectă cu instituția și cu tine, am și alți colaboratori, sunt colegi de la Cultură în Șură, sunt mulți alți colegi, colegi artiști plastici de la Jibou. De ce n-aș fi? Ar fi multe motive și ar fi foarte ușor să încep să tot sap. Dar la ce? La ce bun? Unde ajungem? Nu mai facem nimic. Nu am o problemă cu nimic. Mă simt foarte bine în țara, în România și în Cluj și în Zalău și la Luniș. La Luniș mă duc cam al bine. Ești oricum un om, așa cum spuneam, tot timpul mers. Și asta e de bine, pentru că îți exprimă într-un fel personalitatea, firește. Da. Am, din punct de vedere, cred că tata așa pus amprenta. Tata, eu nu cred că este asta cu zodiile. Dar parcă la tata îi se potrivea, era leu. Era un tic mic de înălțime, dar nu era frică de nimic. Nu era frică absolut de nimic și se ținea de cuvânt și eu încerc să mă țin, să respect ceea ce... să fiu punctual. Lucruri bune. El avea asta. Dacă zicea că merge la un om să înceapă casa joi dimineața era acolo cu sculele. Încerca să facă, să se țină de cuvânt și mi-a transmis niște valori fundamentale pe care le-am regăsit și în Israel și în America și în România. Esențiale să. La finalul dialogului nostru, dacă tu mai vrei să spui ceva, să transmiți ceva, te rog. Vreau să le spun oamenilor să fie optimiști. Mi-amintesc cu mare plăcere de proiectul nostru Caravana Culturii Sălăjene, despre demersul nostru de atunci de a arăta oamenilor că din sate mici, de pe un vârf de deal sau dintr-o vale, unde nici măcar infrastructura nu era ok atunci, acum s-au mai pus la punct pe fondurile astea europene drumurile, s-au născut oameni care au reușit să izbândească fără niciun ajutor, fără relații, fără mulți bani. Au ajuns, cum este Luca cel de la Sămânșul Drăhei, profesori universitari, arhitecți. Sunt atâtea exemple. Am avut domnul Suianu, mare ambasador și o somitate în Olanda. Și mulți alții, mulți oameni care au... și să aibă încredere că poți să reușești de oriunde și să-și iubească satul și să nu vorbească de rău România, să nu câștigă nimic, că tot vorbim de rău și tot ne autodenigrăm. Prostie, nimeni nu face asta. Noi de ce am face-o? Că ne autodenigrăm familiile noastre și zona din care am plecat. Nu e o chestie de patriotism, eu nu sunt cu patriotism, eu sunt cu comunitatea și cu multiculturalismul și cu drepturile și cu... sunt un pic progresist, parcă, deși nu mă simt. Da. Aici sunt, acum. Da, un îndemn pentru a ne redescoperi sau chiar a descoperi de nu numai spațiul rural, de a descoperi comunitățile noastre așa cum au fost. Exact, ele. Comunitățile din oraș, Zalău. Cel mai bun prieten al meu când eram în Zalău, artist, era Sobo Vilmoș, care m-a dus în toate părțile cu el. M-a luat cu el în secuime, în expoziții, m-a încurajat, mă iubea, vorbea cu o căldură, ca și cum aș fi fost Otilo, copilul lui. Deci, incredibil. Asta trebuie să învățăm. Cum trăim cu celălalt? Cum ne raportăm? Noi tot cerem de la celălalt. Noi ce dăm? Asta e o chestie fundamentală. Cât de bun suntem noi? Din nou revin la bunătate. E singurul care mai poate face ceva în momentul ăsta, în lumea asta, bunătatea.
De inteligență m-am convins, din cea artificială care ne va complexa, până acum am fost complexați de tot felul de lucruri, vine inteligența artificială care ne pune capac. Deci chiar ne vom da seama că nu suntem foarte inteligenți. Și în momentul ăla ne va mai rămâne bunătatea. Nu știu, să ne depășească inteligența artificială și în bunătate. Mi-e frică de chestia asta. Să încheiem dialogul nostru optimist. Fiți buni și faceți ce vreți. Ca să parafrazez o zicere celebră, numai bine.